Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire aici la Atitudini. Sunt Cosmin Chelcea, mă bucur să fim din nou împreună. Îmi cer scuze încă de la început, suntem într-o perioadă în care, iată, s-ar putea ca vocile noastre să nu fie întotdeauna cele cu care ne-am obișnuit sau cele cu care dumneavoastră v-ați obișnuit. Mai sunt câțiva colegi de ai noștri pe aici cu care probabil în aceste zile vă întâlniți în emisiunea lor și s-ar putea să sune vocea lor ciudat. Sper însă că mă voi face suficient de bine auzit. Astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră, toți telespectatorii fideli ai emisiunii noastre Atitudini, o surpriză legată de invitatul nostru de astăzi și de faptul că avem posibilitatea să vorbim despre foarte multe teme care converg, dacă vreți, și către ceea ce înseamnă mass media și către ceea ce înseamnă televiziune și către ceea ce înseamnă experiența unei persoane care, atât ca jurnalist, ca scriitor sau ca, spun eu, un important factor în ceea ce înseamnă un anumit ONG cultural pentru tineret din România, a reușit și reușește să facă în continuare. Spun asta pentru că nu foarte des reușim să avem în emisiunea noastră persoane care vin din capitală sau care vin de la kilometri distanță de Sibiu și care să aibă o experiență, cum e cazul invitatului nostru de astăzi, și în mass media, iată, de peste 20-21 de ani. Este vorba despre domnul Radu Herjeu. Cu siguranță numele domniei sale deja vă este cunoscut în calitatea sa de jurnalist de televiziune de atâția ani. Bun venit în emisiunea Atitudini. Bine v-am găsit. Dar și în calitate, spuneam, de scriitor. Am reușit să parcurg câte ceva și din ceea ce e vizibil pentru oricare dintre dumneavoastră și pe internet și membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Despre asta vreau să vă spun, că avem șansa să vorbim și despre mass media, mai ales că suntem într-o perioadă în care mass media este principala noastră sursă de hrană, dacă vreți, de zi cu zi. Mă bucur că sunteți la Atitudini în această emisiune aici la Eveniment TV pentru ascultătorii noștri, pentru telespectatorii noștri. Cred că e un prilej să vorbim despre câteva din proiectele pe care le-ați lansat de-a lungul timpului, dar până să ajungem acolo și la unul dintre proiectele de suflet, Leak Art, aș vrea să ne spunem așa puțin, să le reamintim telespectatorilor noștri câteva repere legate de activitatea dumneavoastră profesională. Ce v-a determinat în primul rând să alegeți o astfel de cale, jurnalismul, și apoi, iată, vreme de atâta timp, să nu părăsiți jurnalismul de televiziune? Nu l-am ales. A fost o întâmplare. Eu am terminat chimia fizică. Deci ar trebui să fiu profesor de chimie sau de fizică. Și imposibilitatea de a găsi un astfel de post în Bucureștiul anilor 93 m-a făcut să încerc altceva. Eu mai scrisesem așa niște textulețe, niște... Hai să încerc la... partea asta de... Și mi-am căzut ochii pe un anunț. În ziar se deschidea Radio Total și se căutau reporteri, prezentatori de știri. Ce mă costă să mă duc să încerc? Și uite, așa a început. Deci chiar nu mă așteptam, chiar nu-mi propusesem, chiar nu mă tentase niciodată, chiar nu îmi imaginasem vreodată că o să ajung un om pe care să-l recunoască ceilalți pe stradă. S-a întâmplat. Apoi mi-a plăcut. Și dacă mi-a plăcut ce am făcut, am rămas acolo, deși uneori poate aș fi vrut să abandonez, dar mi se părea, mult timp mi s-a părut important ceea ce fac. Și mi s-a părut important că am la îndemână un mijloc de comunicare prin care să pot să dau, să dăruiesc ceea ce credeam eu că am de dat. Dincolo de un chip cunoscut în televiziune, de o voce cunoscută, e profesionistul de televiziune deja care, hai să spunem așa, de-a lungul timpului reușește să vadă și din radio în televiziune anumite transformări și de la un an la altul sau de la, eu știu, generații la altele. Cum a fost presa atunci când ați pășit la Radio Total, când ați trecut pe la Antena 1, pe la B1, din câte știu, pe la România TV, pe la Național TV, dacă mi-aduc bine aminte, așa, ca telespectator în cazul acesta, și cum este astăzi presa? Diferențele sunt foarte mari. Dar nu aș vorbi în general despre presă, aș vorbi despre televiziune, pentru că acolo diferențele sunt cele mai mari. De exemplu, în radio diferențele sunt mai mici. În presa scrisă iar sunt diferențe foarte mari, dar de altă natură. Presa scrisă a migrat în online și atunci, sigur că acele schimbări au avut și justificări obiective, nu doar subiective.
În televiziune modificările sunt subiective, da. Și din păcate nu sunt de cea mai bună calitate. Nu mi-aș imagina niciodată, acum 20 de ani, că acesta va fi parcursul televiziunii. Nu mi-aș fi imaginat acum 10 ani acest lucru. Așa cum astăzi când cineva mă întreabă cum credeți că o să arate televiziunea peste 5 ani, evit să răspund, în ideea în care chiar nu mai vreau să-mi dau cu părerea, pentru că sigur o să mă înșel. Mai ales dacă o să fiu mai optimist decât e cazul. Deci diferențele sunt foarte mari. Diferențele sunt mari atât de calitatea programelor, să spunem, cât și de calitatea oamenilor care lucrează. Când vă referiți la diferențe, putem să le dăm o conotație pozitivă sau negativă? Negativă. Sigur că azi există tehnici, da? Sau la nivel tehnic există o evoluție clară. Sigur că azi sunt mult mai mulți bani în televiziune decât erau acum 21 de ani. Eu mi-amintesc că noi, ca prezentatori de știri, am avut cască prin care să comunicăm cu regia de emisie la mulți ani după ce a început televiziunea. Nu mai spun că noi am început fără prompter. Noi citeam toate știrile de pe hârtie. La un moment dat ne-au făcut un prompter artizanal pe care îl dădeam, mișcam cu piciorul, cu o pedală de la o mașină de cusut, pe care dacă apăsai puțin mai tare se derula tot textul. Deci, la revedere. Dacă și erau în direct în față, știrile, da? Da, din fericire aveam și foile în față. Da. Numai că câteodată mai uitam să dăm foaia după ce citeam pe promptă și te trezeai cu tot teancul intact și trebuia să încep să cauți repede care-i știrea, unde ai rămas, la care ai rămas. A fost o perioadă de entuziasm, o perioadă de pionierat, o perioadă de, mă rog, perioada, eu o numesc perioada de aur a televiziunii în România, pentru că și oamenii erau altfel. Exista o anumită plăcere de a merge la muncă, de a face ceva nou în fiecare zi, de a te adresa cuiva. Exista un sentiment de utilitate. Deci, era important ce fac. Era important pentru oameni. Îi ajuta pe oamenii care se uitau la mine. Așa aveam o senzație, sigur. S-ar putea să fi fost o iluzie, dar asta era senzația mea. Eu nu aveam senzația că obțin ceva de la oameni, ci că dăruiesc. Deci eu mă duceam acolo ca să dăruiesc, nu ca să obțin audiență. E o nuanță de poziționare, dacă vreți. Astăzi mă întreb câți dintre jurnaliștii din televiziunile centrale mai au acest entuziasm, această dorință, și preocuparea lor este să dăruiască și nu să ia audiență de la... Da. Poate mai fi și o întrebare, câți dintre cei care lucrează astăzi pe parcursul, să zic, întregii României unde există televiziuni, fie că sunt stații locale, fie că sunt stații ale televiziunilor centrale, sunt chiar absolvenți de jurnalism. Îmi amintesc că din colegii mei de generație de la jurnalistica din Sibiu, foarte puțin lucrează în presă, din păcate. Da, dar există, e o explicație nu foarte măgulitoare. Pentru că, din păcate, facultățile de jurnalism n-au reușit de atâția ani să... Nu sunt cele mai bune sau cele mai performante, dacă vreți, căi de a ajunge jurnalist. Da. De ce spun asta? Din păcate, de foarte multe ori sunt mulți profesori care n-au activat niciodată în presa reală. Exact. Da? Predau din cărți. E una din cauze. Tinerii ies de acolo cu, poate, au studiat, au învățat, numai că realitatea e cu totul alta. În momentul în care intri într-o redacție de știri și începi să muncești, te lovești de tot felul de probleme pentru care nu ești pregătit. Doi, din păcate, facultățile de jurnalism lucrează cu, cum e, cu stofa clientului. În momentul în care absolvenții de liceu nu mai au niciun pic de cultură generală, nu te poți aștepta ca facultate de jurnalism să o dea, pentru că nu ar trebui să le dea cursuri de istorie, de geografie, da, de, exact. E alta treaba ei. Dar eu cred că ar putea să facă o selecție mult mai bună atunci când îi acceptă în facultate. Ar trebui ca, de exemplu, un examen de cultură generală să fie obligatoriu pentru oricine vrea să intre la jurnalism. Și să poți să clădești pe acea bază pentru a scoate un jurnalist bun. Deci s-au schimbat și din acest punct de vedere, de aceea au succes, au mai mare succes chiar și azi, dar și atunci era la fel. Oameni care au se pricep foarte bine pe un domeniu. Deci e economist,
să spunem, și se pricepe pe economie. Eu aș prefera, și eu, ca director de televiziune, vă spun sincer, eu aș prefera să iau un absolvent de AS și să-l fac reporter economic, decât să iau un absolvent de jurnalism și să-l fac reporter economic. Exact. Mi-e mai ușor să-l învăț pe absolventul de AS să scrie o știre, decât să-l învăț economie pe absolventul de jurnalism. Luăm alt caz, dacă vreți, juridicul. Prefer să iau un avocat, da, un absolvent de drept, că mi-e mai ușor să-l învăț să scrie o știre, decât să iau un jurnalist să-l trimit să vorbească despre legi și despre parlament, când e clar că nu știe despre ce e vorba în propoziție. Și exemplul ar putea continua. De aceea, de foarte multe ori, și în televiziunea centrală, și au mai mult succes sau au un randament mai bun oamenii care au o pregătire, au un domeniu pe care stăpânesc foarte bine, decât jurnaliștii care, de fapt, nu stăpânesc nimic foarte bine. Decât așa, în teorie știu cam cum ar trebui să arate un organism de presă. Da. Aș face referire la una dintre cărțile dumneavoastră. În anul 2000, cred că aș situa cartea, Oglinda mișcătoare, televiziunea și societatea, tehnici de propagandă, persoasiune și manipulare. În anul 2000, e corect, ați venit cu această carte, v-aș întreba de ce atunci, în 2000, ați simțit nevoia să veniți cu un astfel de material și m-aș deplasa puțin în timp, la postura dumneavoastră de acum de membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Cât din ceea ce ați gândit atunci în paginile cărții în anul 2000, regăsiți acum din această postură al CNA-ului și vedeți că, într-adevăr, lucrurile au evoluat sau au involuat? 2000 era un an de campanie electorală. 2000 a fost și primul an în care eu am predat la facultate. Și atunci cursul meu a stat la baza acestei cărți. Acestea sunt explicații. Da. Și a mai fost o explicație, dacă vreți, egoistă. Fiind an electoral, eram convins că o astfel de carte va suscita mai mult interes decât într-un an obișnuit. De altfel, am și făcut un turneu de lansare prin țară și s-a bucurat de foarte mult succes cartea. Acum, ca membru CNA, regăsesc foarte puține lucruri din cartea aceea, pentru că minciuna și dezinformarea crasă sunt mijloace sau sunt tehnici de manipulare, dar sunt caragioase, adică nu le aplică decât aia care nu sunt în stare să facă altceva. Dar sunt televiziuni în România care din asta trăiesc de zi. Deci dacă ar trebui să scriu o carte despre manipularea de azi din televiziune, ar avea 20 de pagini. N-aș avea... Știți cum e? Una e să dai cu floreta și alta cu barda. Cam așa e. Acum se dă cu barda. Acum se minte, pur și simplu, sau se spun jumătăți de adevăr, sau... Problema cea mai mare pentru mine nu este manipularea din televiziune. Sincer. Pentru că un public educat ar fi capabil să facă față și să nu se lase, să nu devină o victimă a acestei manipulări. Problema cea mai mare e cum, nu ca membru CNA, că n-am nicio putere, cum s-ar putea ajunge ca publicul acesta să fie puțin mai informat și puțin mai avizat atunci când stă în fața televizorului, să nu mai stea cu gura căscată așa și cineva să-i dea cu lingurița. După care el se plângă că e amar sau să se plângă că, ia uite, mi-a făcut rău la burtă. Păi, trebuie să închizi gura la timp. Asta o poate face doar un sistem de învățământ. Unul dintre proiectele pe care le am eu acum în CNA este să conving Ministerul Educației să introducă în școli ore de educație medie. Astfel încât adolescenții de azi, viitorii telespectatori de mâine, să învețe mai de mici cam cum să filtreze tot ceea ce primesc de la televizor. Și eu cred că în momentul în care vom avea și un public mai educat, care nu va mai accepta chiar orice, probabil că se va schimba puțin și peisajul ăsta TV. Sunt optimist. Încerc să fiu, deși nu par. Dar încerc să fiu, pentru că altfel ar însemna să plec mâine de la CNA. Pentru că ar însemna că n-are niciun rost dacă prezența mea acolo nu are șanse să modifice măcar, nu știu, cu 5 mm ce se întâmplă astăzi, mai bine mă duc acasă și plantez castraveți în balcon. Există, iată, Consiliul Național Audiovizualului pentru tot ceea ce înseamnă audiovizual, însă, fugind
de, hai să spunem, de rigoarea unui CNA. Acum există o adevărată, hai să spunem așa, nici nu știu care e termenul potrivit să nu deranjăm pe nimeni. Există în mediul online atât de multe website-uri care apar peste noapte, există foarte multe știri false și s-au dorința aceea de a acapara foarte rapid un număr mare de vizitatori pe niște informații care au nicio legătură. Credeți că ar fi necesar, într-un fel, un fel de CNA, să spunem așa, ca să înțeleagă telespectatorii, un organism care să, hai să nu reglementeze neapărat informația pe internet, dar să fie ca o sită pentru astfel de informații? Eu sunt un om... Bine, eu poate fi o utopie, dar... Deci eu sunt un om care încerc să fiu pragmatic. Da. Și atunci, câteodată prefer să nu discut în termeni de ar fi bine sau ar fi frumos. Ar fi posibil sau nu, probabil. Și dacă e posibil sau nu. Da. Nu e posibil. Deci de aici trebuie să plecăm. Noi încă o dată putem să discutăm și putem fi de acord că așa într-o societate ideală, pe o Terra ideală, sigur, știți cum e, pe o Terra ideală n-ar mai fi nevoie să controlezi nimic, că toate lucrurile ar fi frumoase și... Da. Bun, e imposibil. Din foarte multe motive. Unul dintre ele este cantitatea enormă de informații pe care nu poate gestiona niciun organism, că nu poți să angajezi un milion de oameni și dacă ai angaja un milion de oameni, ca oamenii ăia să poată într-o zi să se uite pe tot ce e pe net. Din start. Doi, în momentul în care să spunem că un guvern ar avea ideea asta roză de a zice de mâine, nu știu, Consiliul Național al Internetului va verifica. Pe a doua zi, toate site-urile vor migra pe servere din Republica Moldova, din Mozambic, din Tanzania. Nu te costă nimic, se face în 5 secunde, nu trebuie să întrerupe emisia și cu asta basta și ai rezolvat-o. Nu mai este nimeni sub jurisdicția Consiliului. Da. Deci nu e o soluție. S-ar întâmpla în masă ceea ce se întâmplă acum cu unele televiziuni. De exemplu, cu televiziunile de desene animate, care toate sunt licențiate în Cehia, nu în România. De aceea CNA-ul nu poate face absolut nimic în privința limbajului, a violenței de care se plâng foarte mulți părinți că apar în desenele animate. Pentru că sunt licențiate în Cehia. De ce? Pentru că Cehia are o lege mult mai permisivă decât legea românească. Televiziunile de film sunt licențiate în Marea Britanie. Și așa mai departe. Deci, în online, și aici tot implică niște costuri, pentru că, de exemplu, licențele din Marea Britanie costă, se dau pe gratis ca în România. Ei, gândiți-vă în momentul în care aș putea să mut site-ul într-o jumătate de oră pe un alt IP, pe un alt, într-un alt server care nu mai are treabă cu România. Deci, de asta spun, nu are rost să discutăm de bine, de rău. Pe de altă parte, vă mai spun un lucru pe care l-am spus și unui moderator foarte cunoscut de Late Night Show, care se plângea că el, dacă spune o prostioară, e amendat de CNA, în schimb ăia pe net poate să înjure și poate să facă orice, că nu-i amendează nimeni și că nu-i corect. Eu i-am spus, hai să facem un calcul mic, ușor, adică să luăm cel mai citit articol de pe net, cel mai share-uit de pe Facebook. Da. Hai să zicem că are 10.000 de, 15.000, 50.000 de cititori. Hai, să, deși dacă scrii un articol și citești 50.000 de oameni pe internet, deja ești cel mai tare din... Tu ai 500.000 de telespectatori la o emisiune. Deci prostioara aia pe care o spui tu ajunge la 500.000 de oameni. Prostioara aia de pe internet ajunge la 50.000, eh? Cam cum e raportul. Până când o să ajungă în România ca un blogger sau ca un articol sau ca un material să poată să fie vizionat de 500.000 de oameni în mod constant, atenție, nu doar că poate să fie un accident, o întâmplare, da? Cineva a surprins în imagini ceva, îl pune pe net și atunci toată lumea se uită, da? Sau un videoclip muzical. Nu, nu, în mod constant. Deci dacă în fiecare zi un editorialist de la un site de știri ar avea 500.000 de cititori, atunci am putea vorbi de, într-adevăr, e o problemă. Până atunci, impactul este în continuare mult mai mare în cazul televiziunii decât în cazul online. Chiar dacă noi trăim foarte mult timp pe rețelele de socializare, avem senzația că e altfel. Avem senzația că, wow, ce furtună, toată lumea discută. Nu, nu, nu. Toată lumea de acolo, din bula noastră, discută. Oamenii de pe stradă, și asta s-a văzut, cred, foarte clar în alegerile din decembrie, că realitatea din bulele unora de pe internet n-a avut nicio legătură cu realitatea oamenilor care s-au dus și au băgat hârtiuța în cutia, în urna de vot. Da. Să mergem puțin mai departe în întâlnirea noastră de astăzi la activități care n-au legătură data asta directă cu jurnalismul, cu mass media. E vorba despre o revistă culturală, revista culturală Altfel,
cea care am citit eu că a ajuns la 50 de numere cu greu, datorită posibilităților de finanțare, datorită a ceea ce se întâmplă de altfel cu tot ceea ce înseamnă presă scrisă, indiferent că e presă cotidiană, poate sau revistă. Bun, mai ales când e o revistă de cultură, mai ales când se adresează tinerilor, mai ales când se distribuie gratuit, ai toate ingredientele să nu poți să o duci mai departe de 50 de numere și așa, pentru mine, privind în urmă, e un miracol faptul că am reușit 50 de numere. Deci 50 sunt 5 ani, din câte înțeleg eu. Da, 5 ani, în care am reușit să trimitem în țară, suntem singuri că ne-am făcut așa ceva în România în ultimii 27 de ani, să editezi, să tipărești gratuit o revistă și să o distribui în toate liceele din țară. A fost un efort financiar deosebit, de multe ori veneam noi cu bani de acasă pentru a putea plăti tipografia. Nu-ți face nimeni pe gratis doar pentru că ai o idee frumoasă și mărinimoasă. Mie îmi pare rău că n-am avut posibilitatea. Nu era vremea online-ului, nu era vremea internetului și atunci aceasta era calea cea mai sigură. Astăzi, probabil, dacă m-aș apuca din nou să o fac, aș face o variantă electronică. Chiar și aici îți trebuie oameni care să știe ce fac. Oamenii care știu ce fac în internet, de obicei o fac pe bani. Deci mi-ar fi dificil să stau să și plătesc oameni care să facă un site profesionist și din păcate generoși de aceștia care să facă site-uri, se pare că numai fostul guvern găsește, că noi, eu n-am reușit niciodată să găsesc profesioniști de adevărat la care să vrea să facă în mod voluntar un lucru frumos. E vorba de Clubul Nouă Ne Pasă, care s-a născut în urma unei emisiuni la radio. Emisiunea asta Nouă Ne Pasă la Radio Romantic și văzând implicarea celor care sunau și mai ales modul în care toți erau frumoși deștepți și toți ar fi vrut să facă ceva dacă ceilalți nu erau răi. Sau dacă ceva... Și am spus, da, suntem toți frumoși deștepți și buni, hai să ne strângem să și facem ceva. Și așa s-a născut Clubul Nouă Ne Pasă. Și iată că au trecut foarte mulți ani de când activează, avea acțiuni mult mai multe înainte, acum se rezumă doar la concursul Licart. Practic, concursul Licart este un concurs național de arte pentru licee. Doamnelor și domnilor, puteți găsi detalii despre acest concurs la o simplă căutare pe internet, cum am făcut și eu pentru a mă documenta în prealabil pentru dialogul nostru de astăzi. E important să faceți lucrul acesta. Știți, de-a lungul timpului, în emisiunea noastră, în atâția ani din 2000 și până acum, în emisiunea Atitudini, am reușit să avem atât subiecte culturale, cât și subiecte care, iată, au în centrul atenției și tânăra generație. Ideea e că un concurs de arte pentru liceeni la nivelul acesta, cred că nu mai există altul în România. Foto, poezie și teatru. A fost teatru. Nu mai e teatru, tot din motive financiare. 10 ani, în cei 16, am avut și o secțiune de teatru. Numai că problema era foarte mare în momentul în care aveai o trupă câștigătoare cu 20 de actori. Ce premiu? Cât de mare? De exemplu, noi dădeam 4.000 de lei. Da. 2 milioane de fie sau 200 de lei de fiecare copil, nu e o sumă. Sigur că ei foloseau premiu pentru aș face decoruri, aș cumpăra, a merge la alte festivaluri, îl foloseau tot ca trupă. Dar chiar și așa, 4.000 de lei pentru o singură secțiune era dificil, pentru că eu am avut această ambiție de a face din el un concurs adevărat. Deci nu o șuietă de asta, așa, o șușă, în care dai două diplome și o vază de sticlă și te chem că și eventual în juriu să ai trei nei ca nimeni, de care n-a auzit nimeni decât ei trei. Și atunci am avut aceste două ambiții, una de a avea în juriu numai nume foarte mari din domeniile respective și cine citește, cine intră pe site-ul nostru și se uită acolo la prietenii Licart, va vedea crema fotografiei din România, crema literaturii din România și crema teatrului din România, care au fost în jury, și doi, să dau niște premii care chiar să dea senzația că, doamne, e de adevăratele. Adică, asta, ambiția asta a mea și creat o problemă, dificultatea de a găsi finanțări. Și într-o țară în care particularii nu sunt interesați de așa ceva, sub nicio formă, decât foarte, foarte rar și foarte puțin și niciodată pe termen lung, iar instituțiile te plimbă de la una la alta. Deci Ministerul Culturii te trimite la Ministerul Educației, Ministerul Educației te trimite la Ministerul Tineretului și Ministerul Tineretului te trimite înapoi. Fiecare cu pretextele sale. Și atunci a fost, e și în continuare foarte greu, dar chiar e o ambiție personală să-l țin în viață. Și
Și chiar mi se pare că e util un astfel de festival și că dispariția lui ar însemna dispariția ultimei șanse a multor tineri de a-și arăta talentul undeva. Nu există. Deci nu... Ați înregistrat în toată perioada asta un impact foarte mare de participanți, un număr foarte mare. Da, avem mare. În fiecare an, 1500, am avut și un vârf de 2000 de participanți. Eu cred că pentru un concurs național care nu, încă o dată, nu are bani de promovare, nu se implică nicio instituție în el, eu cred că e un număr decent. Dincolo de ceea ce înseamnă concursul, se păstrează în tot ceea ce înseamnă fiecare ediție și acea tabără națională? Da, da, am vrut după ediția 10-a, până la ediția 10-a, toți finaliștii veneau la București în două zile de ne întâlneam și mi s-a părut insuficient. Spune, în două zile n-apucam eu să-i cunosc. Și ideea mea a fost de a-i pune și pe ei împreună, de a se cunoaște, de a păstra relațiile după ce pleacă unul la Iași, unul la Satu Mare, unul la Sibiu, să se creeze așa un fel de comunitate artistică încă de acum, din liceu. Și atunci am spus, hai să facem o tabără, măcar stăm 6-7 zile, stăm împreună. Și am început să facem taberele în care sunt o mulțime de workshop-uri, de literatură și de fotografie, facem excursii, au tot felul de proiecte de făcut și într-adevăr, încet, încet a început să se construiască o comunitate alicartiștilor, le spun eu, cu oameni care acum au deja 30 de ani. Da? Să ne gândim că dacă avea 18 ani la prima ediție, da, acum 16, acum are 34, are copii, are, e un om... Dar a rămas în continuare conectat. Dar a rămas, da, unii au rămas conectați, unii ne mai scriu din când în când. Sunt mulți care ne spun, uite, am terminat facultatea de fotografie de la Birmingham sau, uite, eu am făcut la Cluj, la arte plastice, la fotografie sau, uite, mie mi-a mai ieșit un volum de poezii. E o satisfacție pe care eu o resimt la nivel personal. Că oamenii aceștia poate au continuat pe drumul acesta și pentru că exista Alicartul și i-a încurajat la momentul potrivit. În 2017, care ar fi noutățile sau ce ar trebui să afle telespectatorii din Sibiu referitor la Alicart? Că mai au doar 8 săptămâni să se înscrie în concurs. Înscrierea e foarte simplă pe site-ul Alicart.ro, sunt toate indicațiile acolo. Acolo se înscriu și fotografiile și poeziile, deci nu e un efort foarte mare. Nu sunt foarte multe noutăți. Procesul e același. În fiecare săptămână se desemnează semifinalistele din toate creațiile scrise, iar la finalul celor 15 luni de concurs, câte sunt cu totul, se stabilesc finaliștii, care vor veni după aceea în tabără. Eu intenționez să fac tabără anul acesta mai devreme, și anume în aprilie, în vacanța de primăvară. Poate chiar la Mogoșoaia, la București, la Palatul Mogoșoaia. Să vedem, încă nu sunt toate lucrurile, acolo depinde foarte mult și de colaborarea Primăriei Capitalei, deci nu ține numai. Sunt încă lucruri de pus la punct, da. Da. Și n-aș vrea să încheiem discuția noastră, am citit eu printre rânduri pe acolo și de un centru de resurse pentru tineret, a fost o idee care a fost o idee, nu a mers mai departe? N-a mers tot din cauza banilor. Da, am avut un spațiu închiriat și am spus așa, eram membri acestui ONG, profesor de matematică, profesor de chitară, profesor de desen printre ei, profesor de limbi străine. Și am zis, hai să facem și pentru alții. Și atunci făceam cursuri pentru copiii defavorizați, copiii care nu puteau să-și permită meditator sau... Și veneau la centru prin programare și făceau curs. Fiecare membru făcea cursul la care se pricepea, de calculatoare, de matematică. Deci, încă o dată, fiecare ce se pricepea avea 2, 3, 4, 5, depinde de interes și făceam cursuri cu ei. Din păcate, încă o dată, chiria aia trebuia plătită atât timp cât părinții copiilor nu plăteau absolut nimic. Nu exista nicio activitate economică, chiria trebuia plătită și nu era foarte mică pentru un spațiu în care să poți să ții anumite cursuri. Deci, iar a trebuit să renunțăm. Asta e situația. Nu toți cei care vor să facă și reușesc să ducă până la capăt. Le spuneam la început telespectatorilor noștri, când v-am prezentat și în calitate de jurnalist, dar și în calitate de scriitor, nu doar de jurnalist și membru al Consiliului Național al Audiovizualului, Radu Herjeu, mai are timp să scrie? Da. Da, m-a întrebat și o studentă astăzi, la probabil
fascinată de activitatea mea prodigioasă și am spus, nu, chiar dacă, așa din ce spun eu, pare că muncesc de dimineața până seara, nu e chiar așa. Da, am timp să scriu, inspirație să am, că timp am suficient să scriu. Dacă vrei să comunici, ceea ce fac eu prin scris, că pentru mine scrisul este, încă o dată, un mijloc de comunicare, nu e altceva. Iar următoarea lucrare, în ce domeniu va fi? Tot dramaturgie. Tot dramaturgie. Tot dramaturgie, îmi place acolo, deocamdată mi se joacă piesele, deci am toate motivele să continui. Totul e să găsesc, eu sunt foarte greu de mulțumit și ca spectator de teatru și ca scriitor de teatru. Deci eu foarte greu mă decid că un anumit subiect chiar merită și chiar ar interesa pe cineva. Intriga, eu întotdeauna, doamne, trebuie să se întâmple ceva acolo, nu poți așa să arunci niște personaje, mai vorbesc între ele și la sfârșit spui un papam și ai terminat. Foarte greu mă decid că ideea mea este bună și că merită pusă în scris. Și de obicei e un proces destul de lung, nu de scriere, scrierea e foarte rapidă. Eu într-o săptămână am scris o piesă de teatru. Procesul de precreație, dacă vreți, în care îmi imaginez personajele, le găsesc nume, o mare problemă să le găsesc nume, să le pun să interacționeze, să îi, câteodată mă trezesc pe la jumătatea piesei că personajele mele au luat-o într-o cu tot o altă direcție decât voiam eu la început. Și când scriu, deci după tot acest proces laborios, mi se întâmplă când mă apuc să scriu, pe la jumătatea unui act să-mi dau seama că nu, personajul ăsta ar trebui să facă cu totul altceva în acest moment decât mă gândisem eu 3 săptămâni la asta. Dar altfel nu, am timp, trebuie doar să găsesc acum subiectul viitor. Am înțeles. Dar probabil în 2017... putem anunța că ar fi o nouă lucrare? Nu vreau să mai am promis după premiera din 2013, am promis că mă apuc repede de lucru și următoarea piesă a ieșit în 2016 în primăvară. Deci nu vreau să mai promit că gata, acum mâine o să fie gata. Când o să fie gata, o să fie gata. Eu vă mulțumesc pentru dialogul pe care l-am avut la Atitudini. Sper să reveniți la Sibiu și poate cu una din lucrările dumneavoastră, din piesele dumneavoastră, la Festivalul de Teatru de la Sibiu în edițiile viitoare. Mai greu acolo, că acolo ajunge numai lumea bună. Dar, oricum, la o altă emisiune Atitudini vă aștept cu mare plăcere oricând aveți drum pe la Sibiu. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât astăzi la Atitudini. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră și vă mulțumesc tuturor celor care sunteți activi de la o săptămână la alta și țineți legătura cu noi prin mesajele pe care ne transmiteți. Sunt Cosmin Chelcea, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă spun ca de obicei, luați atitudine, trăiți viața la pozitiv.